obișnuit de rece pentru această perioadă a făcut prima victimă. Turistul, care aseară a fost găsit aproape înghețat pe munte în zona lacului Bâlea, a murit. Tânărul ajunsese la spital în stare foarte gravă, iar eforturile medicilor de a-i salva viața au fost în zadar. Tânărul făcea parte dintr-un grup de 4 turiști care a fost surprins de viscol în zona lacului Bâlea. Bărbatul era îmbrăcat în haine de vară, iar salvamontiștii l-au găsit aproape înghețat. Medicii s-au luptat în zadar să-i salveze viața. Bărbatul a fost adus în stare foarte gravă, în hipotermie și stop cardiorespirator. Au fost efectuate manevre de resuscitare conform protocolelor medicale. Din nefericire, pacientul nu a mai putut fi resuscitat. Doi turiști străini au fost prinși de vremea rea în munții Făgărașului. Au reușit să ajungă la refugiul Călțun, apoi au așteptat să fie recuperați de salvamontiști. Unul dintre ei are 67 de ani și probabil că nu se simte foarte sigur. A nins, sunt porțiuni alunecoase și este mai bine că s-a apelat la noi ca să poată să coboare în siguranță. Au fost momente de panică și pe Transalpina, unde mai mulți turiști au intrat cu mașina pe un drum închis acoperit de zăpadă. Pentru că s-au blocat, au fost nevoiți să sune după ajutor. Colegii mei de la secția de drumuri de la districtul Rânca au reușit să ajungă la ei destul de greu, pentru că, așa cum vă spuneam, stratul de gheață a fost unul foarte gros și foarte greu de topit. S-a acționat inclusiv manual cu clorură de calciu, o soluție care acționează destul de repede. Am reușit să ajungem la ei, unii nu mai aveau motorină, unul dintre autoturisme nu mai avea carburant să mai funcționeze, să mai aibă sistemul de încălzire activ. Drumarii de la districtul Bâlea au acționat pe Transfăgărășan cu un utilaj cu lamă și au aruncat material antiderapant, după ce în cursul nopții a nins, iar stratul de zăpadă a depășit și 10 cm în anumite porțiuni. Meteorologii anunță vreme severă și în perioada următoare, mai ales în zonele montane, unde nopțile vor fi de-a dreptul geroase. Vorbim de temperaturi mai scăzute decât în mod normal a se înregistra la această dată, în general cu 4-8 grade, cu mult mai scăzut este adevărat decât ce am avut, ce s-a înregistrat săptămâna trecută, dar și nopțile vor fi foarte reci, așa că temperaturile vor coborî sub 0 grade, în mod deosebit în centrul țării, în dealurile Munteniei și ale Olteniei și izolat și în celelalte regiuni, zonă în care se va produce și brumă în aceste condiții. În general, când temperaturile se apropie de 0,1 grad și sub 0, nu mai spun, se produce brumă. Vremea neobișnuit de rece pentru această perioadă a fost adusă de un val polar care traversează România. Astăzi s-au înregistrat temperaturi minime cuprinse între minus 4 grade la Stâna de Vale și minus 8 grade la vârful Omu, iar meteorologii ne avertizează. Urmează o iarnă cu fenomene extreme. Anunțul a fost făcut de directorul Departamentului de Climatologie din Administrația Națională de Meteorologie. Roxana Bujariu avertizează că fenomenele meteo severe sunt abia la început. Există și fenomene extreme care s-au modificat, adică intensitatea lor a crescut, amplitudinea lor a crescut pe fundalul schimbării climatice, a încălzirii globale. Nu putem face o predicție științifică serioasă pentru iarna care vine de acum. Aceste prognoze sunt de fapt estimări ale unei stări peste medie, sub medie. Altfel nu se poate da o prognoză ca pentru o zi, două anticipație. Dar putem spune că fenomenele extreme vor fi prezente și în iarnă. Ne putem aștepta la episoade scurte însă, care chiar dacă nu dau caracteristica generală a iernii, pot să aibă impact.